Colegiul Național al Liderilor FSLI a decis să dea ultimatum guvernului. Vom înainta executivului lista cu problemele sistemului. Dacă în maximum 2 săptămâni nu vor fi negocieri, vom trece la acțiuni de protest, care pot culmina cu declanșarea unui conflict de muncă de amploare, inclusiv greva generală. Se arată în comunicatul dat publicității de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Sindicaliștii susțin că problema salariilor mici este de asemenea gravă. Potrivit acestora, personalul didactic de predare este situat în treimea inferioară a grilei de salarizare. Acest ordin a fost federația noastră, i-a solicitat să-l retragă de pe ordinea de zi a guvernului, a ședinței de guvern, deoarece am intrat în posesia unui draft de regulament pentru cei din justiție, unde acolo au prevăzut sporuri pentru cei care lucrează în sala de judecată, pentru cei care lucrează cu calculatorul, deci nu dacă există radiații electromagnetice sau ceva, nu. Este de ajuns să lucrez cu calculatorul, cu imprimanta și cu xeroxul. Deci toată lumea. Femeia de servicii intră și ea în sala de judecată să facă curățenie și toate alea. Deci are dreptul și ea la sporuri. Pe când în învățământ, în sănătate, n-au voie la sporuri. Calendarul acțiunilor de protest va fi făcut public dacă răspunsul primit de la executiv nu va fi unul favorabil profesorilor.